Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Eu sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată titlurile. 3 cutremure devastatoare de 5,7, 7,5 și 7,8 grade pe scara Richter au făcut ravagii în Turcia. Printre victime nu sunt cetățeni moldoveni, detalii vă spunem imediat. Republica Moldova este determinată să realizeze un program ambițios de reforme în economie, ceea ce va contribui la dezvoltarea afacerilor, va crea noi locuri de muncă și va genera mai multe venituri în buget. Declarația aparține premierului Natalia Gavrilița. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că situația de pe frontul din estul țării se înăsprește, iar Rusia aruncă tot mai multe trupe în luptă. Între timp, Canada a trimis Ucrainei primul tank Leopard 2, iar trupele ucrainene au început antrenamentele pe aceste tancuri chiar astăzi. Cu detalii la știri. 3 cutremure devastatoare de 5,7, 7,5 și 7,8 grade pe scara Richter au făcut ravagii în Turcia. Seismele s-au resimțit în toată zona de sud-est a Turciei, dar și Liban, Siria și Cipru. Peste 1000 de oameni au murit, iar câteva mii au fost răniți. Autoritățile de la Ankara se tem că bilanțul victimelor ar putea crește dramatic în următoarele ore. Autoritățile din Turcia au trimis echipe de urgență și provizii în regiunile afectate și au declarat alarmă de nivel 4, care presupune solicitarea de asistență internațională de urgență. Cel puțin 130 de clădiri s-au prăbușit sau au fost afectate serios în provincia aflată în apropierea epicentrului. Seismul a avut loc la ora locală 4 și 17, la o adâncime de aproximativ 17,9 km. Yakın arkadaşımın vardı. Çocuklarını üst kattan kurtarmışlar. Kızının kolu sadece kırılmış. Ama altta kalan kardeşlerimizin durumu nedir? Süreç gösterecek, şifa versin. Ben uyuyordum. Eşim beni uyandırdı. Ama çok şiddetli, yani korkunç bir depremdi tabii. Her taraftan ses geliyordu. Bayağı da sürdü yani. Ben tahminen 2 dakika kadar sürdü. Situată în zona unor plăci tectonice importante, Turcia este afectată deseori de cutremure. În 1999, 18.000 de persoane au murit în urma unui cutremur devastator care a lovit țara. Printre victimele cutremurului din sud-estul Turciei, la granița cu Siria, nu există cetățeni moldoveni răniți sau spitalizați. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, care a transmis un mesaj de condoleanțe poporului turc. Și șefa statului, Maia Sandu, a declarat că Republica Moldova este solidară față de durerea provocată de seism. Responsabilii de la secția consulară sunt pregătiți să acorde asistența de specialitate, iar în caz de necesitate sau urgență consulară, cetățenii noștri pot solicita ajutor sau informații din partea misiunii diplomatice, inclusiv dacă sunt în posesie unor date vizând cetățenii Republicii Moldova din zonele afectate. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reiterează că linia telefonică pentru urgențe consulare de la ambasada țării noastre de la Ankara este constituită în regim de permanență. În context, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicu Popescu a transmis un mesaj de compasiune în legătură cu producerea cutremurului puternic în sud-estul Turciei, la granița cu Siria. Într-un mesaj pe Twitter, oficialul a scris că urmărim îndeaproape veștile tragice din Turcia și Siria, ambele state fiind puternic afectate de un cutremur dezastruos. Exprimăm din numele Republicii Moldova cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor, în timp ce ne exprimăm speranța pentru recuperarea cât mai grabă a răniților, a scris oficialul. Ulterior și șefa statului, Maia Sandu, a scris pe Twitter că este profund întristată de veștile din Turcia și din țările vecine cauzate de cutremurul devastator din această noapte, iar gândurile noastre sunt către toți cei care au suferit în această catastrofă groaznică. În același timp, România a decis să trimită salvatori în Turcia. Potrivit unui comunicat al guvernului de la București, echipele de salvatori ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, împreună cu echipa medicală Smurd București, alături de personalul forțelor aeriene române, sunt deja pregătite pentru desfășurarea acestei misiuni de sprijin. Republica Moldova este determinată să realizeze un program ambițios de reforme în economie, ceea ce va contribui la dezvoltarea afacerilor, va crea noi locuri de muncă și va genera mai multe venituri în buget. Este declarația făcută de prim-ministra Natalia Gavrilița, care se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, prilejuită de reuniunea Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova.
Natalia Gavrilița a solicitat lansarea dialogului economic și financiar cu Uniunea Europeană. În context au fost examinate evoluțiile macroeconomice în Republica Moldova și UE și acțiunile pentru a îmbunătăți situația economică. Vă mulțumim pentru faptul că vara trecută ați majorat cotele de export la 7 produse agroalimentare moldovenești. Ne propunem să finalizăm transpunerea legislației europene și să demarăm negocierile, astfel încât să începem a exporta cât de curând produse de origine animală pe piața Uniunii Europene. A notat premierul. Potrivit ei, instituțiile Republicii Moldova sunt pregătite pentru a realiza reforme irreversibile în întreaga economie. La Bruxelles, prim-ministra Natalia Gavrilița a avut o întrevedere și cu eurocomisarul pentru energie, Kadri Simson. Cu suportul Uniunii Europene și al altor parteneri externi, situația din domeniul energetic a fost stabilizată. Am asigurat populația cu resurse energetice pentru această iarnă și am început pregătirile pentru iarna viitoare. Nu doar am gestionat crize, ci și am făcut schimbări, iar comunitatea energetică a recunoscut că Moldova a realizat în ultimul an cel mai mare progres între țările candidate. A declarat șefa guvernului. Pe lângă subiectele din agenda bilaterală, în cadrul Consiliului de Asociere se va face de asemenea un schimb de opinii cu privire la provocările regionale, inclusiv impactul agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Soluționarea conflictului transnistrian va fi un alt subiect pe agendă. La aproape 9 luni până la scrutinul local, Partidul Socialiștilor se disociază public de fostul secretar al PSRM pentru ideologie Ion Ceban. Primarul Capitalei și socialiștii au inițiat o polemică în care se acuză reciproc că ar împărtăși viziunile PAS. Mai mult ca atât, socialiștii țin să precizeze că primarul a renunțat la viziunile PSRM și are drept obiectiv prioritar programarea integrării europene. Vocea Basarabia a întrebat oamenii întâlniți pe străzile din Chișinău de ce Ion Ceban și PSRM nu se mai regăsesc în aceeași barcă. Asta e jocurile de partid, pur și simplu. Ele sunt obișnuiți către Ceban, deoarece a părăsit partidul, a organizat propriul partid, dar niciun partid în afară, nicio persoană în afară lui Ceban, în vederea mea, nu va lua majoritatea în Chișinău, deoarece a făcut multe lucruri buni. Vrea să fie independent de la Dadon, diferite teorii în partid. Наверно, Чебан тоже кому-то чего-то должен или сделал то, что его не надо было делать. Он сейчас в таком положении, что он должен быть хороший и для одних, и для других. Идеология у него одна. То есть он не против Евросоюза, но и не против России. А и надо или да, или нет, или вправо, или влево. Pentru că e mare concurență, ei se întrec unul pe altul, fac rău unul altul, vorbesc la spații, bărfiesc, asta nu e normal. Adică nu e normal, toți trebuie să înțeleagă, dacă s-ar înțelege tot unul cu altul și nu ar fi concurență și vede asta, apar și mai bine pentru țara noastră. A și așa все не понимают друг друга. Не только социалисты там из этой партии УПАС. Ну, никто не понимает, как вроде бы... Людей умов отобрал. Идеология одна, но видите, он партию хочет свою. Credeți în poveștile astea. Ei se disociază, ca apoi să se asocieze. Obligatoriu. În Ion Ciobanu nu poți să crezi sub nicio formă, fiindcă e aceeași mărie sub aceeași pălărie. El n-are orientări pro-europene, vin alegerile, e un speculant. El n-are o trăire de un sentiment de patriot, de naționalist, nu nazist, naționalist, ca să-și iubească patria, istoria neamului. El joacă acum un joc murdar, mergând în România, cerșind credit, voturi. Nu, el n-are treabă. E rus la gândire. N-au împărțit ceva. Dar ce să împărțească acolo? Politică. Politica, așa se duc în politică numai ca să îmbogățească, dar oamenii sinceri nu se duc în politică ca să bogățească. Se duc în politică ca să facă adevăr, dreptate și să trăiască oamenii bine în Republica Moldova. Analistul politic Alexei Tulbure a declarat în cadrul emisiunii Puncte de reflecție de la Vocea Basarabiei că socialiștii îl consideră un trădător pe Ion Ceban și ei nu iartă trădarea. Noi te-am ridicat, te-am făcut om, tu ai plecat. Ei ar fi fost fericiți să-l susțină, dar el să margă din partea Partidului Socialiștilor. El și-a creat propriul proiect politic. Cum se va termina acest divorț între
PSRM și Ion Ceban. Adică el și-a Ion Ceban pretinde, pretinde să atragă suportul electoral pe care îl are PSRM-ul să-l atragă de partea sa. El pretinde pentru moștenirea asta electorală. Și care... va reuși? Parțial, da. Da, parțial, da. De ce credeți că va reuși? De atâta, pentru că el este văzut totuși ca un politician de perspectivă. Și atunci PSRM se va fragmenta și mai mult, va deveni mai vulnerabil? Dar PSRM-ul în gen poate să dispară dacă noi avem sfârșitul războiului, Rusia pierde războiul, să se pornesc anumite lucruri acolo și așa mai departe. Eu cred că partidele respective, inclusiv PSRM-ul, își pierde esența existenței. Chiar dacă societatea își dorește condamnarea imediată a persoanelor vizate în dosarele de mare rezonanță pentru o justiție corectă, este necesară respectarea tuturor procedurilor. În caz contrar, acestea câștigă la CEDO, iar din bugetul de stat le sunt achitate prejudicii. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Petru Frunze în cadrul emisiunii Puncte de reflecție de la Vocea Basarabiei. Potrivit parlamentarului, reforma justiției durează mai mult decât au anticipat guvernanții, pentru că sistemul opune rezistență schimbărilor. Societatea își dorește ca azi sau mâine fiecare persoană care a avut activități infracționale să fie imediat condamnată, arestată și condamnată. Iar acest lucru nu poate fi deoarece aceste elemente trebuie să fie în baza unor probe și, bineînțeles, unor proceduri legale care trebuie să fie respectate. Și atunci când prea repede grăbești, ulterior statul Republica Moldova poate fi condamnat la CEDO. Deputatul spune că există progrese în domeniul stopării fenomenului finanțării ilegale a partidelor politice, însă guvernarea așteaptă condamnări definitive și virarea banilor confiscați în bugetul de stat. Este o rezistență, unii și procurori și judecători fac tot ce este posibil ca această guvernare să fie discreditată, ca ei după care să se simtă bine cu o altă guvernare, cum a mai fost cu Dodon sau Șor, fie în interiorul sectorului sau aș zice domeniul de justiție, bineînțeles, sunt diferite grupuri care unii își doresc această reformă, alții nu își doresc această reformă. Cum am menționat, cu o parte din sistem vor fi nevoiți să plece sau să fie plecați în acest sistem, deoarece nu vor face față acelei evaluări care va fi efectuat. Și în situația... Deputatul PAS mai spune că prin recentele declarații ale lui Sergei Lavrov, potrivit cărora Republica Moldova ar putea deveni următoarea Ucraina, Federația Rusă își dorește ca oamenii să fie divizați, să fie panică, să fie conflicte și, în asemenea situație, să poată controla Republica Moldova. Eventuala aderare a Republicii Moldova la Alianța Nord-Atlantică rămâne un subiect sensibil pentru moldoveni. Vocea Basarabiei i-a întrebat pe locuitorii comunei Băcioi din municipiul Chișinău ce știu despre blocul politico-militar NATO, însă nu toți interlocutorii întâlniți în stradă au știut să răspundă la această întrebare. De altă parte, experții susțin că nu toți oamenii sunt bine informați cu privire la rolul defensiv al Alianței. Unul dintre cele mai corecte blocuri militare în lume. Am încredere în trânsul. De ce? Pentru că am fost sub ocupația blocului de la Varșavia și știu consecințele. Srei, e ca și srei. De ce? Nu-mi plac inii, dar păi e tot locul să vâră cu războiul lor. Nu știu. N-ați auzit de așa organizație? Am auzit eu, dar eram pe când eram pe armată. Am înțeles că acolo lumea trăiește, niciodată n-am fost acolo, trăiești bine, dar noi tot trăiam bine, dar nu am înțeles ce să face pe fața pământului și gata, nu pot. Dar cu ce se ocupă organizația respectivă? NATO? Cu ajutoare, ne ajută. O reuniunea forțelor benefice, cred eu, care, mă rog, mențină pacea, eu așa mă gândesc eu, dar nu știu. Nu știu nimic. Dar ați auzit de așa organizație? Am auzit, dar nu. Nu știu. NATO este care țările să sunt NATO, separate de NATO. Dar care nu sunt aparate, care nu sunt NATO, nu sunt aparate. Acum Ucraina, dacă era NATO, nu se vără o rușă. Așa se vără. Nu știu nimic. Dar ați auzit vreodată de așa organizație? Nu. Nu, nu-mi întrebă ce e. Ea ca și știu eu. Dar ce știți? Dar cu ce se ocupă ea? E... Ai să te duci și să slujești la dânșing. Nu știu nimic.
Da, ați auzit vreodată de așa organizație? Nu sunt ceva. America, nu știu, nu pot să vă spun nimic. NATO? Păi, e un bloc militar nord-atlantic, care e format în 49. În scurt. Dar cu ce se ocupă? Cu războaie se ocupă. NATO este o organizație care apără interesele oamenilor în toată lumea. În toată lumea. Și e vorba că mai a să vă duceți la NATO, să vedeți și asta că cum ai să nu-i organizației de ocupare oamenilor. Fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, este de părere că moldovenii nu cunosc suficient despre rolul adevărat al NATO. Potrivit oficialului, cei mai expuși propagandei ruse sunt persoanele de vârsta a treia, cărora este complicat să le schimbi viziunea. Este foarte greu să lucrez cu ei, fiindcă ei nu cunosc, dar condamnă. Asta este lozinca lor. Ei nu știu, de fapt, că NATO nu este o organizație ofensivă. NATO este o organizație doar pentru apărare. NATO înseamnă investiții foarte mari. NATO înseamnă reforme economice, ajutoare foarte mari, construcție de drumuri, de infrastructură și nu înseamnă armată. Recent, într-un interviu pentru Politico, președintele Maia Sandu a declarat că în societate există o discuție serioasă despre capacitatea noastră de a ne apăra, dacă o putem face singuri sau dacă ar trebui să facem parte dintr-o alianță mai mare. Totuși, Maia Sandu s-a ferit să numească alianța NATO ca un posibil deziderat de apărare al Republicii Moldova. Aproximativ 8700 de cazuri de viroze și gripă au fost raportate în școlile și grădinițele din Republica Moldova la sfârșitul săptămânii trecute. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, peste 3500 de cazuri au fost atestate în grădinițe și peste 5000 în instituțiile de învățământ primar și secundar. Totodată, timp de o săptămână, s-au îmbolnăvit inclusiv 162 de pedagogi și 64 de angajați auxiliari a instituțiilor de învățământ. Potrivit datelor de la finele săptămânii trecute, în școlile și grădinițele din țară au fost înregistrate 58 de cazuri de infectare cu COVID-19, majoritatea în rândul copiilor. Cătălina Cazacu a învins la ai săi 27 de ani anorexia cu care a luptat 5 ani. Fata visa să facă actorie, așa că a decis să meargă la facultate în Marea Britanie. După primul an de studii, tânăra a început să se simtă singură, nu mai mulțumea nimic și avea un gol imens în suflet. De aici până la anorexia a fost un singur pas. Abia acum a prins curaj să povestească despre experiența traumatizantă prin care a trecut pentru a fi de ajutor altor fete care se confruntă cu aceeași problemă. Cătălina povestește că motivul anorexiei a fost stresul. De la 54 de kilograme, tânăra a ajuns să cântărească 45 de kilograme fără să-și dea seama. Și treptat am început să scad în kilograme și nu mi-am dat seama, pentru că era o chestie foarte, foarte normală. Nu mi-era foame, nu mănânc, ok, fac ce vreau. Și într-un moment dat am înțeles că arăt într-un anumit fel și a venit gândul că probabil eu nu sunt destul. Care ar fi modalitatea ca eu să fiu destul? Cătălina povestește că a avut mare noroc de părinți. Aceștia au încurajat-o și au ajutat-o să depășească disfuncția alimentară fără a-i aduce reproșuri, ba din contra, au reușit să o ajute să conștientizeze că are nevoie de ajutorul specialiștilor. Nu vrei pe pastile să stai? Bine, hai să găsim o altă modalitate, tu alegi. Și cumva tot drumul ăsta a fost alegerea mea, am fost la psihiatru, care mi-a zis că am depresie anxioasă și drum așa direct spre suicid. Și am ales să merg la psiholog și la psihiatru. După ce s-a adresat după ajutor la specialiști, Cătălina a început să-și revină și a făcut prieteni noi, s-a dedicat artei și a uitat de defectele personale, prezența cărora o măcina o altă dată. Te temi să nu fii prost în societatea noastră. Te temi să nu fii sensibil, că o să fii folosit împotriva ta. Și subiectul ăsta, eu mult timp am crezut că mă gândeam că eu nu vreau încă să-l spun, el nu-i lecuit pe deplin și el poate fi folosit împotriva mea. Dar acum, eu sunt bine. Cătălina Cazacu spune că anorexia este un subiect tabu în societatea noastră, deși ar trebui să se vorbească tot mai mult despre asta. E foarte important să vorbim despre asta. E foarte important să le spunem oamenilor că
dereglările alimentare există și acolo nu e bine. Asta duce la anxietate, la depresie și foarte des la gândul că nu vrei să trăiești, pentru că nu mai înțelegi de ce ești în starea asta. Și nu putem să ne aruncăm cu cuvinte că acolo e bine, acolo nu e bine deloc. Nutriționiștii susțin că mâncatul trebuie să fie o plăcere. Înfometarea, nopțile nedormite, dietele și lipsa de energie duc la disfuncții alimentare. Cum îți dai seama? Lipsa de energie este primul lucru care îți dă acolo semnal că tu nu ești bine, că consumi prea mult decât te încarci. Hrana, până la urmă, e și o sursă de energie, pentru că toate aceste lucruri din copilărie, de acolo, din perioada de diversificare, se lasă cu urmări mai târziu când devenim adulți și apar tot felul de disfuncții alimentare. Alte cauze sau de ce ajungem să le avem, pentru că nu suntem mulțumiți și nu ne iubim corpul. Specialista spune că în ultima perioadă și copiii ajung să aibă disfuncții alimentare. În ultima perioadă, în cabinetul meu, au ajuns multe mămici cu copii. Copii, hai să zicem, de la vârsta de 8, 10, 12 ani, care refuză să mănânce sau, din contra, mănâncă prea mult. Și acolo mă duc iarăși, încep a rezolva problema din perioada de diversificare alimentară și încerc să aflu cine este persoana responsabilă de regimul alimentar, pentru că nu tot timpul este mamă. În același timp, psihologii afirmă că cele mai importante sunt relațiile umane și susținerea din partea celor apropiați. Cel mai important este ca să avem o relație bună cu mediul familial. Eu cred că asta este foarte esențial și părinții trebuie să înțeleagă că nu este corect să se face un accent foarte mare pe constituția corporală, pentru că asta poate perturba imaginea corporală ulterioară. În cazul în care apar anumite dificultăți în percepția corporală, ne putem adresa neapărat nutriționistului, psihologului și ei vor colabora în vederea găsirii unui tratament și unei terapii corespunzătoare pacientului. În unele cazuri, pacienții sunt îndemnați sau li se recomandă să se adreseze și psihiatrului pentru prescrierea unui tratament medicamentos. Anorexia este o tulburare de alimentație cu implicații fizice și emoționale a celor care se tem într-un mod patologic de kilogramele în plus și, în consecință, se înfometează. O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Nu o singură dată am auzit acest citat care ne îndeamnă să optăm pentru un stil de viață sănătos și să evităm viciile sau lucrurile care pot dăuna corpului nostru. Totuși, cât de disciplinați sunt moldovenii și ce cultură alimentară au? Răspunsul la această întrebare am încercat să-l aflăm de la trecătorii pe care i-am întâlnit pe străzile din Chișinău. O alimentație sănătoasă ne protejează de mai multe boli cronice, cum ar fi afecțiunile cardiovasculare, diabetul și cancerul. Mâncare variată, consumul rațional de sare, zahăr și grăsimi sunt doar câteva dintre regulile pentru o viață sănătoasă. Astfel i-am provocat pe oamenii întâlniți pe străzile capitalei să ne spună cât de variat este meniul lor. N-aș zice că e variat, că cam sărăcuți trăim. Pâine mănâncă mult. Neapărat dimineața la micul dejun, terși ceai, la prânz, o supă și o grecică, o perlovcă, adică nu știu cum pe moldovenesc. Carne? Includeți când e un pește? Carne neapărat, pește două ori pe săptămână, pește, drept că îl cumpărăm înghețat, că proaspăt e cam scump. Depinde de statutul lui social, care are posibilitate, e variat, dar care nu, el mănâncă ce este. Dar trebuie de respectat recomandările medicilor. Dimineața, de pildă, terci de ovăz, de hrișcă, uneori orez. Cum se spune că mâncarea, asta e plăcerea noastră și asta e moartea noastră. Și mâncarea este leacul nostru, dar leacul nostru este mâncarea. Meniul este variat? Nu cam, din cauza că prețurile sunt foarte mari la ceea ce aș dori. Acum păcate. Ce mâncați? Ca de obicei, varză, borș, supă, câteodată mai cumpărăm și o bucată de cărniță. Variată? Hrișcă, ceai, pâine cu unt, salam, un buterbrod acolo.
La amiază, numai decât felul întâi, felul doi și seara iară, iarăși un terci, în curs de zi mai mănâncă, e picieni, care și cum. La noi așa e. Ia cursul salată, cu eu себе шпинат, там одну помидорку. И знаешь, дети мне вот тоже посоветовали, что нужно кушать побольше зелени. Вот, обязательно фрукты, яблоки. Вот, овощи, какой-то супчик. Уже стало меньше мяса кушать. Ну, клетки есть и вариант. Ну, есть и вариант. Деменяться керч, карни, доури, септимини, шачек и факт спорт мод. Пеште, легуми, фрукты. Оладушки или там сырники и все. А на обед? На обед первый суп. Замы манынк, ши, чинк мой манынк. Манынк дефирити, салатури. Olivie, mai mult mănânc legume. Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna decembrie 2022, prețurile medii de consum au crescut cu aproape 1% față de noiembrie 2022. Benzina se ieftinește cu 14 bani, iar motorina cu 36. Astfel, conform noilor prețuri plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, mâine, 7 februarie, un litru de benzină va costa 25 de lei și 43 de bani, iar pentru un litru de motorină, șoferii vor achita 24 de lei și 13 bani. Plin de emoții și cu un rucsac de amintire, absolvenții și-au dat întâlnire sâmbătă 4 februarie în incinta școlilor unde au învățat. Aceștia și-au revăzut colegii și profesorii, au adresat cuvinte de mulțumire și au dorit flori celor care i-au ghidat pe calea cunoștințelor. Cu emoții mari și dornici de a se revedea cu colegii de clasă, absolvenții au pășit pragul liceului, acolo unde erau așteptați cu pâine și sare. În cadrul întâlnirii a fost și prima generație care a absolvit liceul teoretic Vasile Alexandrii din Chișinău. Unii dintre ei au venit de peste hotare, doar pentru a se revedea cu profesorii și colegii. Mi-amintesc o întâmplare de la lecția de matematică, când a venit domnul Garit cu toate lucrările toți elevii și fiecare elev se uita în lucrare ce notare, cel mai important. Și eu aveam un 10 și cel mai interesant cu o colegă, doamna Lucia, care este în spatele meu, a observat că este o greșeală. Deci ea are 9, dar eu am 10 și l-a chemat domnul Garit că este o greșeală. Eu am rupt repede lucrarea și zic, domnul Garit, lucrarea de mă nu mai este. Au trecut 30 de ani, cu ce emoții veniți aici în liceu? Cu o satisfacție că aptitudinile și studiile care le-am făcut aici m-au ajutat foarte mult în viață. Absolvenții au depănat amintiri cu profesorii care i-au învățat și lecții de viață, nu doar de istorie, matematică și limba română. Întâlnirea a culminat cu un moment deosebit. Absolvenții au ținut să-și exprime recunoștința față de anii plini de dedicație și răbdare ai dascălilor lor. Suntem 22 de copii, dacă nu greșesc cât am fost, suntem foarte puțini astăzi. Chiar am vrut să mă revăd cu toți, să vedem adică la care și cum stau lucrurile. Dar oricum e o dispoziție plăcută. Amintirile pe care le aduceți aminte acum? Anii de școală cred că sunt cei mai interesanți și odată și îi termine și începe o viață, adică matură, înțelegi că anii de școală sunt foarte frumoși. Ne leagă niște amintiri și cred că asta e bucuria cea mai mare, fiindcă intrăm pe poarta școlii și am observat că sunt foarte multe lucruri schimbate și noi am crescut și noi ne-am schimbat. Am o nostalgie enormă când trec prin coridoarele acestea, când văd pe profesori dragi mie care m-au învățat, care au fost foarte, foarte buni cu noi, care ne-au ghidat în viață. Ne mândrim cu liceul nostru, ne mândrim cu profesorii. Printre absolvenți este și interpreta Corina Țepeș, care acum 28 de ani a absolvit liceul. Părinții mei nu aveau bani să mă dea la Ștefan Neagă, trebuia să intru în contract, nu aveau bani, erau vremuri foarte grele și atunci am intrat la liceu. Iar cea care mi-a pus microfonul în mână și a zis, draga mea, tu trebuie să cânti, este exact doamna director. Dacă chileam, chileam cu clasa, nu chileam doar eu singură. Nu făceam singură, Doamne ferește. Disciplina cea mai care mergeai cu inima deschisă.
Era istoria, era limba română, era limba franceză. Mie plăcea foarte mult franceza. Iar interpretul Gabriel Nebunu, de 3 ani, este și profesor în cadrul acestui liceu. Este un examen pentru mine de fiecare dată când vin în fața lor. Mi-a plăcut aici veselie. Ți-a plăcut să vii ca profesor aici, să le cânt și dași ca interpret? Da, tare mi-a plăcut. Am îmbinat totul cu plăcutul. Eu mă simt ca acasă aici, îți dai seama, dacă vin săptămână de săptămână. Plin de emoții și profesorii au fost fericiți să își revadă elevii. Fiecare generație de elevi este ca o carte. Fiecare copil îți lasă o amprentă în sufletul tău și desigur că ți este dor de fiecare. Copiii, dacă astăzi revin în liceu, înseamnă că revin cu sentimente frumoase, plăcute și cu dorința de a-și reveda profesorii, colegii. Tradițional, în prima sâmbătă din februarie este marcată ziua întâlnirii cu absolvenții. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici. Urmăriți în continuare datele meteo. Mâine nu ratați jurnalul amiezii prezentat de colegul Sandu Scopioală, iar noi ne revedem la 18:30 de luni până vineri la Vocea Basarabiei. Toate bune! Următoarele zile vremea rămâne stabilă, fără schimbări esențiale. Așadar, mâine, 7 februarie, vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică normală. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. -5, -3 grade se vor înregistra în partea de nord a țării, în centru vor fi -3, -1 grad, iar maximele vor atinge la sud 0 grade Celsius. Trecem în regiune. La București, termometrele vor indica 1 grad, la Iași -1, iar la Kiev -3. La Roma vor fi 10 grade, iar la Atena 5 grade, cu averse pe parcursul zilei. La Paris și la Bruxelles se vor înregistra câte 5 grade, Londra 6 grade, la Berlin vor fi 0 grade, iar la Madrid mercurul va urca până la 10 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, așa va arăta vremea potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat.